Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Vă scot și eu aici un pic la plimbare, că tot e vremea asta bună. Să sperăm că nu o să fie ultima noastră drumeție până deja ne latră câinii. Să sperăm că, dacă vedeți clipul ăsta, e clar, înseamnă că nu m-au sfârșiat câinii prea tare. Băi, ieșim un pic la o mică drumeție, corpul vine valul 3 și să sperăm că nu o să fim închiși, văd pe aici căcăreze de iepure. Da, valul 3, să sperăm că nu o să ne închidă ca anul trecut prin perioada asta. Ca idee, încerc, am de gând să urc dealul ăsta aici și sper să nu cad în cap. Și așa cred că m-a scăpat mama în cap când era mic. Bă, dar îmi bate soarele ăsta, hai că-mi pun și acum ochelarii mei de cocalar. Suntem undeva, nu știu, undeva pe lângă Cernobâl, o grămadă de căcați de câine pe aici. Suntem undeva pe lângă Pripyat, adică avem, dar stai că nu mai văd. Avem pe acolo o grămadă de deșeuri radioactive, deci trebuia să fi luat și masca de gaze pe aici. Nasol că iarna asta am cam pus nițel pe mine și nu știu dacă o să mai pot să urc dealul ăsta. Cam atât am urcat și mai am destul. Bă, deci dacă vreau să mă sinucid, știu de unde să mă arunc. Azi, din păcate, nu se văd munții. Uneori când e vremea mai calmă, când nu e așa aerul poluat cu așa multă ceață, se văd în îndepărtare sub Carpații. Azi n-avem noroc și mai și bate vântul. Am venit și noi acum pe câmp aici și vedem ce a plantat lumea. Pare a fi o recoltă foarte bogată anul ăsta. Plastice, sticle, pantofi mărimea 44. Da, practic m-am plictisit eu să stau în casă, că cine știe cum vine acum valul 3, și am zis, hai dracu să fac și eu o drumeție. Am luat aici și eu un ghid, că m-aș și pierdut în primele secunde. Dați-i follow pe Insta și lui, vă las Instagramul său în descriere. Și hai, vedeți noi ce e prin pădure. Poate găsim vreun mistre sau ceva. Dacă nu se mai postează vlog, înseamnă că a murit. Norocul vostru. Se pare că pe aici a avut loc o crimă. Zace aici cineva a fost mutilat, săracul. Văd că s-a dat și de pomană, că-i pâine de-asta împletită ca la pomeni. Acolo este și un cățel, se pare, ne așteaptă. Undeva este și o bască și văd că prin partea asta ne-a lăsat careva și un bidon cu apă. Cum ar fi să fie țuică în ăsta? Și un castron, probabil pentru cățelul ăsta. Ce faci, cuțu? O pădure de-a dreptul prietenoasă, aș putea spune, adică găsim pe aici naibii și masă chirurgicală. E bine, măcar dacă e vreun criminal, știm sigur că a încercat și el să se protejeze de virus. Mamă, ce frumos e în spate, a pus soala acolo. Băi, chestia asta în felul următor. Undeva în partea aia, încolo, este săpunariul, unde este spital de nebun. Și cum ar fi să fi sărit vreunul gardul și să fie ajuns pe aici prin pădure și să ne aștepte pe aici cu vreo bâtă, să ne violeze sau ce ar putea să facă? Bine, adevărul e că la ce față am eu, sigur, se... Te-ai pregătit acolo? Ce dracu ia, ți s-a rupt bățul în mână? Da. Drumul ăsta prin pădure este exact ca și cum este viața în sine. Drumul este traseul pe care l-ai. În stânga sunt generațiile tinere și în partea dreaptă boomerii care votează cu PSD și AUR. Mamă, ce mișto, am zis-o pasta! Da, am zis-o blană rău. Vă simt Bahoi 2.0 acum. Cam așa încep filmele de groază. Unul pleacă într-o parte, altul se duce în altă direcție și în final vine unul și dă cu toporul în cap sau ceva. Băi, ce de-asta e prin filme să ziceți de dacă atragem vreun monstru? Bă, care e halucinogenă? Nu-i bun atunci. Bă, cred că astea sunt urme de mistrez, mă frate, că uite, sunt destul de... Ca niște copite, așa câte două, uite și aici. Nu prea se vede pe filmare, dar e. Da, sunt o pasăre sau ceva, n-ar putea să lase adânciturile astea atât de mari, știi? Un mistreț care e mai greu. Și zici că e posibil să fie vreun mistreț pe acolo? Bă, da, nu par atât de vechi. Da, dar nu sunt nici abia făcute. Adică a plouat acum câteva zile și poate a călcat atunci. Da. N-a plouat de două zile pe aici. Da, uite, ce să zic. Aici, uite, să zici că e râmat și vezi aici e mai ud, aici e uscat, asta a bucat să stea la soare. Mhm. Asta ar putea să aibă o zi, cel mult. Adică poate să fie făcută și de azi. Poți fi și de acum 5 minute. Căinii nu cred că fac treburi de-astea. Poftim? Căinii nu cred că fac treburi de-astea. De poate doar dacă era un câine foarte mare. Și asta e balegă. E de vacă, două dracu. Eu cu băiatul ăsta avem o tradiție. Când găsim cât un animal din ăsta așa, avem obiceiul să-i dăm unul. Dar văd că săracul e speriat. Și voiam să-i dăm și biscuiți. Hai să mă las și eu mai jos să nu-l sperii.
niște tehnici de îmblânzire. Adică i-a aruncat bine. Dar o fi câine sau cățea? Lăsați și voi comentarii ce nume să primească câinele ăsta pentru când mai trec pe aici. N-am idee ce nume să-i dau. Pe aici e un cadavru pe aproape că pute, cum să spun, pute mai rău ca la beșinile mele când îți strica la burtă. Și... Da, nu miroase bine. Știați că dacă simțiți o duhoare de ceva, de exemplu putea canal și putea rahat, ca să nu zic căcat, că poate unii vă scârbiți și mâncați, aia e. Dacă simțiți un miros de ceva urât, e pentru că sunt particule din acea chestie care vă intră în nas. Acum sper că o să vă țineți și voi mai mult de nas și o să purtați și voi mască. Ne apropiem de vreun cadavru, ceva. Îți dai seama, poate facem ca aia care căutau Pokémon și au găsit un cadavru în pădure. Ia. Încă o mască pe aici. M-am antrenat să dau cu cheia, știi? Să pun cheia în cineva. E bine, eu știu să-mi fig pula, dar asta e altceva. Băi, sper că vă place această drumeție. Vă mai scot și eu din casă pe ăștia care stați la oraș. Numai jucându-vă Fortnite și masturbându-vă la fete de pe OnlyFans. Pentru că sunt sigur că sunt prin comentarii oameni care au cumpărat ei acces la un OnlyFans. Las că vă știu eu pe voi la bagiilor. Uite, un copac perfect pentru spânzurare. Uite ce frumos. Lateral. Băi, ăsta grosul, da, măcar știi, nu se rupe. Te ține. Te ține, da, nu ala, se rupe. Ăla acolo te balansează mai mult dacă îți place cu balans. Știi? Știi, dacă n-ai avut leagăn când erai mic, dar uite și tu cât a creanga căzută. Mamă. Hai să ne uităm acolo, uite. Cineva să fie la curaj. Asta voiam să zic și eu, sau bă, poate. Deci ai grijă să nu călcăm pe un căcat de om, că e mai nasol decât eu zic, animal. Eu ziceam că alea sunt șervețele de lavă, dar cum zici tu? Acolo este o casă vântuită, după cum puteți vedea. Nu prea focusează, acolo sunt clownii lui Slider. Ar trebui să plecăm până nu vine careva și ne alergă cu toporul. Bă, unde te duci? Ce, mă, te-ai speriat? Nu, dar poate vrei tu să vorbești cu toporul lui. Deci era un om care fix scotea apă din puț acolo. Poate era vreun... După pomii aia. I-am văzut cum se mișca silueta, ești nebun. Vezi, naibii, să nu-i fost vreun criminal care l-a aruncat pe unul în puț și voia să vadă dacă a putrezit sau nu, ceva de genul. Era puț de la mine. Păi suficient cât să-l îndești acolo ca să nu mai poți să iasă în caz că mai respiră sau ceva. Da, se pare că astăzi am înșelat moartea încă o dată, deci dacă vreți să veniți într-o pădure în care riscați să vă luați mare topor în cap, să veniți în apropiere de Lehliu, de Săpunari, fix lângă, nu știu, 2 km de spitalul de nebuni. Mă rog, acolo mie locul, deci dacă îmi șterge YouTube canalul, acolo o să mă găsiți, în caz că vreți un autograf. Deci dacă mai mergeai fix 2 pași în față de unde te-ai oprit tu cu telefonul, erai în câmp vizual direct cu el, fără să fie copac, fie nimic. Și crezi că îmi dădea cu toporul în cap? Nu știu, dar vrei să încerci? Vrei să vorbești tu cu toporul lui dacă hai să, hai să plecăm mai bine. Băi, cam ăsta a fost vlogul, nu mă mai uit la voi pentru că na, trebuie să fiu și eu atent acum la drum. Deci din nou, asta nu e mașina mea, undeva pe lângă capul meu va urma să apară alte clipuri recomandate, probabil story time-ul despre cum am luat eu permisul. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat până acum. Dacă ați ajuns în punctul ăsta, aveți un biscuit din partea mea și din partea lui, în total 2 biscuiți. Și ce să mai, ne vom auzi data viitoare. Dați și voi clipul mai departe dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, îl dați la dușmani. Și ce să mai zic, like, dislike, ce vreți voi. Cine vrea devine membru, primește și o bere de la mine. Și cam atât. Hai, pe data viitoare. Ciao-les.